Scandal în Consiliul Local provocat de programul pentru Revelion. Consilierul local PSD, Cornel Grosaru, a criticat faptul că pe lista artiștilor care vor cânta în noaptea dintre ani se află și rapperul Grasu XXL și a spus că ar trebui promovați mai mulți artiști suceveni. Primarul Ion Lungu i-a răspuns că includerea artistului în program a fost o eroare a unui angajat a primăriei. Lungu s-a arătat mirat de afirmațiile lui Cornel Grosar, amintindu-i că au stabilit împreună lista invitaților. Mi-ai zis că nu mă mai cunoști, că tot ce a fost s-a dus și acum suntem niște foști. Nu știu cine a decis, nu știu cum a ajuns un asemenea nume, nu știu dacă din suplimentarea banilor pentru Revelion va fi plătit acest așa zis artist. N-am văzut niciun program atașat la ceea ce mi se solicită. Îmi doresc din tot sufletul să fiu convins că se duce spre sprijinirea valorilor sucevene și ele să se regăsească în primul rând acolo, după care diferiți artiști pot veni către Suceava. Din câte știu, nu a fost consultată nici Comisia de Cultură, nici Consiliul Local, nici Consilier și măcar pentru faptul că ținem la acest bun renume al orașului nostru, cred că ar fi mai bine să fim mai atenți un pic cine ne reprezintă și unde ne reprezintă. Când tu strigi, eu strig mai tare. Ne-am consultat și am făcut program împreună. Într-adevăr, a apărut o problemă cu Grasul XXL pe care a dat un consilier de-al meu, l-a scos de pe ecran. Ami cântă cu acest Grasul XXL pe care eu nu-l cunosc. Am zis că nu mai vine asta la Suceava, dar nu vă supărați, domnul Grosaru. Aveam și noi dreptul la opinie. Eu am deosebit respect pentru Corina Chiriac, dar nu cred că merge în noapte de Revelion. Ați făcut atâtea evenimente culturale, v-am sprijinit totdeauna. Am și eu dreptul la opinie. Și ne-am consultat împreună și n-aș vrea să vă spălați aferat din pont în mâini. Deci împreună am făcut acest program. Faptul că n-ați reușit să impuneți atunci pe cineva nu-i corect să aveți această opinie. Nu am ajuns la nicio concluzie pentru că n-am văzut o listă atașată. Măcar să ne dăm seama dacă... Vă am solicitat să o aduceți, domnul consilier. Haideți că... Nu, ajungem în derizoriu. Deci relația între mine și dumneavoastră este una corectă și lucrativă de 10 ani de zile. Poziția de azi se duce în derizoriu. Cu mare drag, eu nu iau ca o amenințare ceea ce... Nu, amenințare, cu constatare, nu. Că despre ceea ce am vorbit și ceea ce a rămas, nu văd nicio listă. Eu aud că diferite nume din Suceava nu sunt acolo. Și nu numai eu, pentru că m-am întrebat și alți colegi. Încă o dată... Corina Chiriac din Suceava, domnul consilier, haideți fiind serios, mulțumesc frumos. Este un nume pe care dumneavoastră poate puteți fi sau nu de acord. Eu am dat un exemplu, pentru că l-am auzit vechi. Nu merge noaptea de Revelion și că păstau peruțe de bani. Domnul consilier, haideți să o abandonăm când mai bine pentru amândoi. Din păcate, vin oamenii de anul trecut la Revelion și când primar n-a fost plătit niciasă. De asta am trecat să-i mai fiți mai mult în acest an. Deci rămânem așa, îi dat programul pe piață, cum considerați dumneavoastră. Dar, domnul Grosaru, cu toată responsabilitatea și respectul pe care îl port, trebuie să ne asumăm. Dumneavoastră ați venit și atunci suplimentează bugetul, nu ajunge. M-am suplimentat, l-am dat pe piață, am angajat artiști, bun, răi, asta este. Nu știu, chestii seriozitate. Ne facem acest program? Consilierii locali au aprobat în ședința de joi alocarea sumei de 70.000 de lei pentru evenimentele organizate de Primăria Suceava în noaptea de Revelion.